Bună! Vă salut pe toți! Vreau să facem un experiment astăzi. Am cumpărat aici betadină. Sper că se vede. Dacă se reglează camera, dar nu se prea pare. Așa. Și vom încerca gelul nostru favorit de aloe vera, care are 99,7% aloe vera în el, plantă de aloe vera. Și vom pune aici apă în ambele pahare. Îmi pare rău că n-am găsit. N-am avut răbdare să caut două pahare la fel. Dar nu cred că e important asta. Pentru că mai avem un suc. Trebuie să ne desfacem betadina foarte cu grijă. Deja ne-am măzgălit pe mâini. Și vom pune în ambele pahare. Cred că ar trebui să-l punem pe tot. Și vreau să vă zic, cam așa arată organismul nostru cu toate toxinele care le băgăm în noi din alimente, din cremele care le folosim și din poluarea de afară și toate toxinele de la noi din organism, arată cam așa în organismul nostru. Acum încercăm să vedem dacă ele se dizolvă sau nu. Aici am cumpărat un suc care chiar astăzi mi-a venit și scrie pe el că este natural, organic, care înseamnă, aici scrie că are 99,4% aloe vera plantă în el. Vreau să vedem ce face sucul ăsta și vreau să vedem ce face sucul nostru. Punem un pic de suc aici. Și punem un pic de suc aici, al nostru și al lor. Ei, ce zici? Se vede diferența din prima. Nici nu trebuie să amestec. Sucul nostru, care are 99,7%, oare de ce să mai amestec? Și sucul ăsta, lant, mai punem un pic, care scrie, nu vreau să facem antireclamă la magazine, dar l-am cumpărat chiar de la un magazin naturist care scrie pe el aloe vera, se vede clar, natural, organic, clar. Și aici, pe spate, dacă ați putea observa, scrie 99,4% organic aloe vera. Na, plantă. Probabil. Deci, cred că trebuie să punem mai mult de o sticlă ca să se dizolve. Deci este organic. Dar chiar este organic. Și al nostru, cum este dacă ăla este organic, a? Vă întreb pe voi, ce părere aveți? Încântați de produsele noastre? Eu da. Eu sunt foarte încântată. Ce pot să zic? Voi încerca să fac un video asemănător în engleză. Sper să reușesc ca să vadă și colegii mei, prietenii mei, care am cam mulți prieteni, care sunt din alte țări. Și cum business-ul acesta se poate face internațional în peste 160 de țări, cred că e bine să vadă lumea. E chiar indicat. Deci, e natural, da? Ce ziceți? Nu e suc de la magazin care se cumpără că... În România am văzut că găsești suc care scrie în el aloe vera, conține aloe vera, probabil un procent de 2-3%. Normal că ăla n-are cum să dilueze așa ceva, dar ăsta e chiar cumpărat din magazin naturist, unde găsești numai produse organice și scrie aici natural în organic. Deci, clar, e organic, nu? Se vede. A? Deci tot aloe vera gelea. Sfânt, vă pup și vă îmbrățișez cu drag.